Antrenorul echipei suceavene Constantin Vlad a admis că ardelenii au un lot mult mai valoros, dar asta nu îl împiedică să spere la calificare, mai ales că Universitatea Cluj a terminat pe penultimul loc în Superliga Națională. Gruparea suceavană se confruntă cu o singură absență înaintea meciului de sâmbătă. Costel Poldi va lipsi din cauza unei întorse suferite la ultimul turneu de rugby în 7. Conform regulamentului, în caz de egalitate, la finalul celor 80 de minute regulamentare de joc, se vor disputa două reprize de prelungiri a câte 10 minute fiecare. Dacă nici după acest interval nu există o câștigătoare, se dispută încă o repriză suplimentară de 10 minute. În cazul în care nicio echipă nu marchează pe parcursul reprizei suplimentare, se trece la executarea loviturilor de departajare la but de pe linia de 22 de metri. CSM Bucovina s-a calificat în optimile de finală ale Cupei României după ce s-a impus în primul tur al competiției cu scorul de 41-15 pe terenul divizionare a 3-a RCM Galați.